prin a spune că eu nu sunt o bucătăreasă, nu sunt o gospodină, nu-mi place să gătesc, nu-mi place să spăl vase, nu-mi place să fac curățenie, nu. Nu. Partea asta mă depășește, tocmai de aceea am găsit cele mai rapide soluții, cele mai eficiente, cât să mănânce puțin timp și să nu consume energia pe care poți să o distribui în altă parte, cum ar fi la antrenamente sau în motivarea clientuțelor mele. Tocmai de aceea cred că e o idee bună să-mi urmați exemplu, da, de salata asta. Nu e ca și cum eu am inventat așa ceva, însă prin ingredientele pe care le-am combinat pot să revoluționez cumva gustul vostru. Tocmai aia vă propun, mereu să veniți cu ceva nou, cu un ingredient nou îl puneți în plus și în felul ăsta descoperiți o nouă salată. Începem, vreau să fiu super, super rapidă, da? Să murdărim maxim un bol și o furculiță, plus un gustit, bineînțeles. Și apoi să ne bucurăm de salata aia, da? Deci eu prefer să dureze mai puțin cât o gătesc decât atunci când o mănânc, da? Cum vă spuneam mereu, mestecați cât mai des și în felul ăsta ajutăm și digestia. Așadar, astăzi am o super surpriză pentru voi. Este o salată mai specială cu macro. Poate vă place, poate nu vă place, dacă îl considerați că e prea sărat, îl puneți în apă vreo 2-3 ore și nu mai e la fel de sărat și începem cu el, da? Îi scoatem, e macrou de la Mega Image, deci nu e nimic special în legătură cu el, doar că trebuie să-i scoatem oasele înainte, așa, și cred că cel mai bine este să le punem cu mâna, da? Să rup bucățica asta, să pun cu mâna, pentru că în felul ăsta le mai simt și la mână. Vreau să mă mișc repede, să vă demonstrez cât de ușor este să mănânci sănătos. Chiar dacă nu ai timp, pentru că asta îmi spun mereu fetele, nu am timp să mănânc, am comandat. Deci trebuie să mai puțină chiar să îți faci o salată decât să îți mai să aștepți, să plătești, să te bași și să vină, să... Nu, așa, macrou. Apoi, O să punem niște castraveți murați, da? Pentru că el este destul de gras. Mai stingem cu castraveții ăștia care sunt acrișori, sunt preferații mei, da? De la Darii, bineînțeles. Pentru că sunt mici, știți, mie îmi plac diminutivele. Sunt fan diminutive pentru că îmi place să fiu alintată, să alin la rândul meu, inclusiv acest castraveței. Castraveței. Sunt mult mai buni din ăștia mici pentru că sunt mai tari, da? Cu cât e castravetele mai mare, cu atât e mai moale la mijloc și mie nu-mi place. Hai să vedem, sper că am și un cuțit curat. Da, da. Așa, punem și ceva castraveți. Apoi, vedeta este ceapa roșie. Întreagă, întreagă o pun, da? Asta e avantajul de a fi singur. Mănânci ceapa, să nu ai nicio treabă. Dar asta îmi place foarte mult pentru că este iute. Și, după cum știți, îmi place să mănânc picat, îmi place iute. Am pus și ceapa, am ales să o tai junia astăzi. Eu mai știu și eu câteva cuvinte de bucătărie de la Stornac, ea e expertă în pregătit și le mai arunc așa din când în când. Apoi, tot așa, pentru că vreau să fie mai acrișoară, o să pun capere. Da, mici capere. Asta pot să fiu generoasă. Nu știu, pun două linguri. Că chiar vreau să le simt gustul. Unu. Și finalul închid cu această lămâie, cu acest lime. Lime! Lime! Corectați-mă, am putut să spun lămâie la așa ceva. Lime! Lime! Hai! Da. Și cam asta e salata. Cam asta e marea salată, dar vă garantez că este un mix super reușit, da? Mai reiau încă o dată, m-am deja am bine să plâng de la ceapa asta. Mai reiau. Spațiu o și amestec un pic. Deci cum v-am spus, predomină ceapa, da? Avem așa, macrou, ceapă, capere, castraveți, lime. Este ea. Este bună. Aștept o poză cu sălțica voastră dacă vă faceți acum.